Bine ați venit la un nou vlog! Acesta va fi un daily vlog și în el, ca subiecte așa principale, pe lângă că vă voi lua cu mine cam pe unde vă merge eu astăzi, va fi faptul că vă voi povesti puțin cam cum ne merge nou cu dieta, în special lui Dominic, pentru că la el e partea mai complicată fiind copil. Vreau să vă spun că, de moment, merge extraordinar de bine. Am reușit să-l fac să înțeleagă cam despre ce este vorba și să pun în principal sănătatea. Și el a înțeles cumva că este vorba despre sănătatea lui, chiar și el spune, dacă își dorește ceva și eu nu pot să-i dau, îi explic și atunci și el începe să spună că nu, că nu-i bun pentru sănătate. Ceea ce pe mine mă bucură foarte tare, pentru că mi-era teamă cumva să nu-l fac prea obsedat de partea asta legată de corp, să trebuiască să-i spun că uite-te, burtica e destul de mare, nu ne putem mișca bine. Cumva asta e în plan secund. Realizează și lucrul acesta pentru că își dă seama și el pe el și se uită în oglindă și spune că uite că burta e mai mică și așa. Dar nu, când îi spui ceva legat de mâncare, nu este locul unde îi merge prima dată gândul. Primul lui răspuns este nu, că nu e sănătos. Și atunci pe mine mă bucură foarte mult pentru că înseamnă că am reușit să facem chestia asta, să cumva să-l educe într-o manieră pozitivă, nu negativă față de corpul lui. Cu toate că nu am fost strictă, am fost destul de strictă, am tăiat dulciurile cu siguranță și le-am înlocuit cu dulciuri mai sănătoase, dar vreau să spun că în materie de alimente nu am fost extrem de strictă, am mâncat cam de toate, doar că am avut grijă la combinații. Pentru că până la urmă, cred că asta e cea mai importantă cheie din a face o dietă, combinațiile. Pentru că nu te poți restricționa la infinit de anumite alimente care probabil îți fac plăcere. Și cu atât mai puțin să restricționezi un copil în legătură cu asta, pentru că nu vei reuși niciodată și nici nu e ok, pentru că nu e ok pentru organismul lor. Ei sunt în creștere și au nevoie de absolut toate alimentele posibile. Dar ce putem face este să controlăm cantitățile, să mănânce la un orar cât de cât fix, pe cât posibil, și să controlăm felul în care le combinăm. Ei mănâncă foarte des paste, de exemplu. Am mâncat paste destul de des, la masa de prânz în special, dar rezultatele au continuat să apară și în ceea ce mă privește pe mine și în ceea ce îl privește pe el, pentru că am fost atenți la cât mâncăm și cu ce le combinăm. O să facem un vlog separat legat de acest subiect, de cum combinăm alimentele și am să vă spun ce știu eu până acum, dar vom face un vlog separat pentru că este destul de mult de vorbit și ar ieși video acesta mult prea lung. Așa că el a slăbit în jur de 3 kg până acum, cam în aproximativ 3 săptămâni, nu știu să vă zic exact, nu mai aduc aminte exact când am început cu dieta, dar cam de atâta timp. E un pic cam mult pentru o perioadă cam scurtă din punctul meu de vedere, dar ținând cont că abia a început, este acel șoc pentru organism și probabil de aia a dat mai multe kilograme. Oricum, este ok. Dar ce mă bucură cel mai tare este faptul că nu-și dorește să renunțe și e destul de încântat de proces și cred că, cu toate că m-am simțit puțin vinovată la început, acum încep să-mi dau seama că poate totuși ar fi o idee bună să-i cresc așa pe amândoi pe viitor, să fie foarte atent la alimentele pe care le mănâncă, în sensul că să aleagă mai sănătos. Eu cumva mă simțeam puțin stresată de faptul că trebuie să pun pe capul unui copil ceva atât de greoi, cum că trebuie să aibă grijă de alimentația lui, lucru la care în general copiii nu se gândesc. Dar acum, stând și uitându-mă la rezultatele care au fost și felul în care el a înțeles, cred că ar fi o idee mai bună să încerc să-i cresc pe amândoi în sensul ăsta așa, pentru că nu cred că e un lucru neapărat rău ca ei să fie educați, să învețe să aleagă alimentele pe care le mănâncă, pentru că au o varietate mare de alimente la dispoziția lor acum, în zilele de astăzi, și cred că e important ca ei să știe să aleagă între ele. Pentru că copiii sunt în general pofticioși, dar în același timp sunt ca niște bureți când sunt mici. Învață absolut tot și sunt foarte încântați atunci când fac ceva de care ei văd că tu ești mândru. Și atunci eu cred că este o idee bună, cel puțin din punctul meu de vedere, eu am să încerc să fac asta. Nu am să îi restricționez acum ca pentru totdeauna să nu mai mănânce dulciurile pe care le mâncă toți copiii, să nu mai mănânce înghețată. Nu. Am să încerc ca în casă, noi, să avem variantele cele mai sănătoase. Și atunci când ieșim afară sau sunt înconjurați de alți copii care să mănânce și ei orice își doresc. Doar că nu mai vreau să fac lucrul ăsta disponibil pentru ei în casă, așa cum o făceam în trecut, pentru că aveau un dulap în care știau că acolo au ei dulciuri, ciocolată, nu știu ce, și mâncau oarecum haotic. În special după luna decembrie, cred că a fost luna în care au mâncat cel mai haotic posibil. A fost și treaba cu mutarea și contează pentru copii contează foarte mult să aibă un program foarte bine stabilit. Eu cred că asta, în primul rând, a dat rezultate, ceea ce cu Dominic noi, în general, nu am prea reușit să facem. De când cu dieta și cu faptul că am vorbit de dinainte și am explicat despre ce este vorba, multe lucruri s-au schimbat în obiceiurile lui
pe care înainte, doar așa spunându-i în fiecare zi că nu-i bine așa, că ar trebui să facem așa, nu prea a funcționat. Faptul că am luat-o așa serios, ca o discuție și am explicat, a schimbat cel puțin faptul că el înainte nu prea mânca micul dejun. Rar se întâmpla să mănânce și dacă îl mânca, mânca o gură, se mai juca, mai nu știu ce. Acum cred că am eliminat problema asta pentru totdeauna, pentru că chiar este serios și mănâncă, stă la masă, mănâncă, e ok la program. Chiar nu am nicio problemă, nu mă așteptam, pentru că el e un copil cu o personalitate destul de puternică și destul de greu te înțelegi cu el. Un alt tip. Pentru că mă gândesc că asta e ceva ce își dă seama toată lumea, dar ca să fim safe, este necesar ca toată familia să mănânce același lucru dacă vreți să faceți chestia asta cu un copil. Sub nicio formă nu puteți să-i dați doar lui să mănânce într-un fel, iar familia să mănânce altceva, pentru că nu o să funcționeze niciodată, iar copilul o să se simtă cumva chinuit și o să ia această experiență nu ca pe ceva educativ și ca pe ceva bun pentru el, ci ca pe ceva chinuitor. Așa că nu faceți asta. Dacă copilul trebuie, are nevoie de o schimbare în alimentație din fie ce motiv, că este de dietă, că este vorba de sănătate, poate are o problemă de sănătate sau așa, este foarte important ca toată familia să mănânce în felul ăla, că până la urmă nu este un lucru rău și nu cred că strică nimănui. Dacă prin absurd doriți să mâncați altceva, mâncați pe ascuns, nu știu. Dar copilul trebuie să aibă impresia că asta este o schimbare de familie, numai așa o va lua ca pe ceva pozitiv. Așa, pe lângă toate astea, astăzi am să vă arăt o rețetă de prăjitură, se numește prăjitură norvegiană. De desert, poate să fie desert sau poate să fie, eu cred că mai potrivită este pentru micul dejun sau pentru gustare. O puteți pune lângă iaurt, este o prăjitură făcută din cereale. Am să vă arăt eu mai târziu cum funcționează, dar care puteți să o păstrați pe un timp mai îndelungat și este foarte potrivită în special pentru copii. Este gen granola bar, dacă știți. Batoane de cereale vom face. Va fi o prăjitură întreagă și o vom tăia în batoane. Este foarte potrivită. Eu am mai folosit această prăjitură și o folosesc pentru copiii mei, în special dacă ieșim să ne plimbăm undeva sau să facem ceva, este foarte potrivită să o iei la tine și o pot mânca ușor, fără să se murdărească și are și un aport de vitamine și de proteine foarte mare și este perfectă pentru ei și le dă și energie, fără să mai simtă nevoia mereu de dulce, dulce, dulce sau de temire altceva. Este foarte sățoasă și foarte potrivită și în diete și pur și simplu pentru copii în general. Pe lângă asta vreau să vă vorbesc despre un aliment minune, ca să zic așa. Este genul de aliment la care nu te gândești atunci când vrei să faci o dietă, dar este extraordinar de bun în diete pentru că are un aport de calorii mai mare din cauza că are foarte multe grăsimi, dar are grăsimi din acelea bune pentru corp. Este foarte sățos și ajută corpul să aibă energia de care are nevoie, de aia este indicat să-l mâncați la micul dejun. Și cu toate că are multe calorii, o să vă ajute pe parcursul zilei să aveți nevoie de mai puține calorii în perioada zilei în care consumați, când voi ardeți mai puține calorii, pentru că cumva îți termini jobul, îți termini lucrurile și cumva ești mai static. Este vorba despre untul de arahide. Eu astăzi am să îl mănânc în combinația asta. Am pus două linguri de iaurt, am tăiat o banană și o lingură de unt de arahide. Dar puteți să îl combinați în ce fel doriți. Chiar și pe o felie de pâine prăjită merge dimineața. Dacă asta este ce obișnuiți să mâncați, îi dă corpului ceea ce are nevoie ca el să aibă energia necesară, să facă tot ceea ce vreți să faceți, să faceți sport poate în ziua respectivă și nu o să mai aveți nevoie să mâncați așa de mult pe parcursul zilei. De asta nu încercați să evitați alimentele care au grăsimi, dacă ele au grăsimi bune. Desigur, căutați un unt de arahide care să fie cât mai bio posibil, pentru că dorim grăsimile acelea bune din arahide, nu înlocuitorii pe care pun fel de fel de grăsimi hidrogenate care sunt foarte nocive organismului. Numai că nu sunt bune la dietă, nu sunt bune în general și încercați să le evitați. Cam asta ar fi ce aveam eu să vă povestesc. Am să vă arăt pe parcursul video și rețeta de prăjitură. Astăzi o să încercăm să mergem să ne și plimbăm, că cu toate că am spus că o să încerc să fac asta în fiecare zi, nu prea a fost posibil, a fost foarte frig, a nins foarte mult, nu prea a fost mediul potrivit să mergi să te plimbi, dar astăzi este o zi foarte frumoasă, este soare, s-a încălzit puțin și ne vom și plimba. Vă voi arăta prăjitura, cred că puțin mai pe seară. Și cam asta o să facem noi astăzi. Nu avem mare lucru de făcut, dar sper că informațiile o să vă folosească. Ok, pentru această prăjitură de care v-am tot povestit, care este mai degrabă o gustare, mai mult decât un desert, pentru că nu e neapărat ceea ce e mâncat după o masă, de exemplu, cum ar fi desertul, nu, este de fapt o gustare, ea se numește prăjitură norvegiană, sub numele ăsta am găsit-o eu cel puțin, am găsit-o pe un grup de mămici acum mulți ani, și pentru ea veți avea nevoie de fulgi de ovăz,
de lapte vegetal, rețeta este cu lapte vegetal, eu am folosit și lapte normal, la ea iasă la fel de bună, dar cea mai bună variantă care mi-a ieșit mie este cea cu lapte de cocos, iasă puțin mai aromată. Veți avea nevoie de stafide și de 3 mere date pe răzătoare. Eu voi pune și fulgi de cocos, pentru că noi suntem fani cocos. Rețeta nu este cu fulgi de cocos, voi puneți după gust. Puteți și adăugați lucruri pe care voi le considerați bune pentru voi sau cerealele voastre preferate, atâta timp cât ele absorb într-un timp relativ scurt laptele. Pentru că compoziția rezultată din toată povestea asta o veți lăsa la frigider timp de o oră ca ea să absorbă lichidul bine și să se moaie puțin, după care o veți băga la cuptor în jur de 5-10 minute, după caz la 200 de grade în funcție de cuptorul vostru, până când ea se rumenește puțin și oarecum devine mai solidă, ca să zic așa, mai compactă. Dar nu o veți lăsa până când se uscă, pentru că nu va mai fi bună când se răcește, va deveni ca un biscuite. Doar atât cât să se evapore puțin din acel lichid și să devină oarecum întreagă, ca să zic așa. Și după aceea o veți scoate de la cuptor, o veți lăsa să se răcească complet, după care o puteți tăia în bastonașe, așa, în batoane, cum sunt acele batoane de cereale, iar eu personal le ambalez individual pe fiecare în folie din aceea de plastic pentru alimente, pentru că se păstrează mai bine și mie e mai ușor să le dau și copilor. Le pot lua cu mine când știu că vor avea nevoie de gustare. De exemplu, astăzi plănuim să ieșim cu ei, să ne plimbăm cât de mult se poate, așa că am să iau câteva batoane din acestea, pentru că sunt o opțiune bună, cu siguranță li se va face foame și eu cred că așa sunt mai ușor de păstrat, și păstrează mai bine și este destul de practic. Așa că să ne apucăm. În ceea ce privește cantitățile, că am uitat să vă spun, în mod normal rețeta este așa, 3 cândi de fulgi de ovăz, 3 cândi de lapte de cocos, 3 cândi de stafide și 3 mere date pe răzătoare. Eu persoana nu prea folosesc această măsurătoare, o fac cumva la ochi. Am să pun cam un deget jumătate de fulgi de ovăz, am să pun stafidele, tot așa la ochi, am câte cred eu. Am să pun și fulgi de cocos, am să se extra pe lângă ceea ce implică rețeta. Și laptele am să pun atât cât să cuprindă tot conținutul, să rămână poate chiar un pic deasupra, ca ea să aibă timp să absoarbă tot laptele acestea. Nu puneți nici exagerat de mult, dar nici prea puțin. Și am să amestec la ele merele date pe răzătoare. Trebuie să aveți în vedere că și merele vor lăsa puțin suc, așa că nu exagerați cu laptele. You're my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you. You and me so clueless.
dimineață. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, vă rog frumos să ne dați un like și să apăsați butonul de subscribe dacă doriți să ne urmăriți pe viitor. Vă mulțumesc pentru vizualizare și ne vedem la următorul vlog.